bună seara. Pentru început o mică problemă tehnică. Dacă este cineva vorbitor de limba engleză și dorește ca ceea ce vom vorbi aici să fie tradus în engleză, în spate avem pe cineva care traduce simultan. Good, that this again in English. Paolo, da. Come to speak, please. No, no, nu, ți-am zis că nu vorbesc în engleză. Engleză mai de baltă. If anyone here needs a translator, we have someone who's able to assist you in the back. Anyone needs translation? No, I think we're good. Good. Acestea fiind spuse, mulțumim frumos. Doamnelor, domnișoarelor, domnișoarelor, domnilor, pentru prima dată la Cluj-Napoca, vocile comunității, oameni curajoși care vor ieși pe această scenă și vor povesti despre ei, despre viețile lor, despre obiceiuri, tradiții, despre cum se simt și despre planuri de viitor, despre cum își doresc să trăiască în această țară sau nu. Nu o să vorbesc foarte mult pentru că de la ora 21 o să avem un spectacol de teatru la Palatul Urania și acela va începe la timp, motiv pentru care o să încercăm cumva să terminăm la timp evenimentul, chiar dacă ne cerem scuze, îl începem cu 15 minute întârziere. Prima persoană, speaker în această seară, Oborocea Moni, este activistă și jurnalistă. Pentru că este prima, are emoții și are nevoie de căldura și încurajarea voastră. Gondolják el.
Condamnată la 3 ani, mulțumesc. De închisoare. Hadd olvasok két-három mondatot ennek a nőnek a vallomásából. Vagy csak câteva propozíci din ceea ce a declarat această fată. Egyébként Mariana egy Prahova megyei női börtönbe viszik. Tehát azért hangsúlyozom ki, hogy női börtön, mert fontos lesz a kontextus szempontjából. Ea va fi închisă într-o închisoare din Prahova pentru femei. Egy olyan cellába vittek, amely tele volt gyilkosokkal, pengével vágták magukat. Am fost dusă într-o celulă care era plină de de condamnați care au comis crimă și se mutilau cu cu lama. Az őrök rendre bejöttek a cellába, hogy elmondják, Móresnek fognak engem tanítani. Dimineața, cei din penitenciar, gardienii intrau în celula noastră și îmi spuneau că mă vor învăța ei minte. A reggel ébresztés után levetkőztettek, kivittek a cellából és két őr megvert. M-au desprăcat, m-au dus afară din celulă și doi dintre gardieni m-au bătut. Később oda bilincseltek a fűtőtesthez és ismét megvertek. Mai târziu am fost cătușată de calorifer și din nou am fost bătută. A gyilkosokat jobb szemmel nézik a börtönben, mint az, akinek viszonya volt egy nővel. Úgy kezeltek, mint egy utolsó senkit. Cei care au comis crime erau priviți mai bine decât eu care am avut o relație cu o femeie, am fost considerată un nimeni. Ne felejtsük el, hogy Mariana homoszexualitás, tehát homoszexuális magatartás miatt a büntetőtörvénykönyv 200-as cikkelye alapján ítélték el. Să nu uităm faptul că Mariana a fost închisă pentru acțiuni sau acțiuni homosexuale, sau activitate homosexuală pe baza codului penal, articolul 200. Erős európai nyomásra és civil tiltakozásra volt szükség, hogy végre, és most figyeljetek ide, 2001-ben, 11 évvel a rendszerváltás után végre kikerüljön ez a passzus a büntetőtörvénykönyvből. A fost nevoie de mare rezistență și europeană ca în sfârșit în anul 2001, deci din 96 în 2001, acest articol să fie abrogat din codul penal. És 2001-hez képest újabb 17 évnek kellett eltelnie, hogy 2018. június 5-én ismét egy küszöb előtt álljon. És a többi să treacă încă mai mult de 10 ani, ca 5 iunie 2018 să ne aflăm iarăși în fața unui prag destul de important. Biztosan mindannyian tudjátok, hogy az Európai Unió Bírósága 2018. június 5-én hozott egy gyönyörű ítéletet. Probabil că știți cu toții că CJUE în 5 iunie a adus o hotărâre foarte importantă și frumoasă, minunată. Miről van szó? Tehát arról van szó, ugye, hogy a román államod befogadta egy amerikai román meleg pár, akik külföldön melegházasságot kötöttek. A román állam természetesen nem volt hajlandó elismerni a házassággal járó jogköröket, semmilyen jogkört. Este vorba despre soții Coman și Hamilton. Ei au încheiat căsnicia într-un alt stat, în Uniunea Europeană. Domnul Coman fiind cetățean român, iar domnul Hamilton cetățean american, iar statul român nu a recunoscut acest lucru și nici drepturile care decurg din acest statut al lor. Din această cauză, prima dată ai spus acest lucru, că ei au urât statul român, dat fiind că statul român nu a fost, nu a vrut să recunoască aceste drepturi de liberă circulație, nu i-au oferit reședință și așa mai departe. Igen, tehát, hogy nem csak az Európai Unió Bírósága nem csak azt mondta el, hogy megilleti ezt a házas párt a szabad mozgáshoz való és a
cetățenia, dreptul la reședință, ci, atenție, cel mai important lucru, că ei au dreptul la tot, la toate, trebuie să se bucure de toate drepturile de care se bucură soții conform legilor în vigoare din România. Úgyhogy, hamarosan, amikor a román alkotmánybíróság is tárgyalni fogja végre ezt az ügyet, egy külföldi, de Romániában élő, külföldön kötött melegházasság, tehát melegházasság tagjai jóval több jogot fognak élvezni, mint én, romániai állampolgár, román állampolgár, aki ebben az országban adózom, és aki ebben az országban járul hozzá a közjóhoz. Deci, în consecință, dacă CCR, după această decizie a CJUE, va lua o decizie favorabilă și acești, va lua, și probabil va lua, zicem unii, atunci acești soți, dintre care unul nici nu este cetățean român, se va bucura de mai multe drepturi decât ea, care este cetățean român, trăiește în România, cu tot ce decurge din acest lucru, din această situație. Úgyhogy, és ne felejtsük el, hogy az Európai Unió bíróságának döntése kötelező. Deci să nu uităm, decizia CJUE este obligatorie. Vagyis, egész egyszerűen itt egy jogi, óriási jogi hézag fog nagyon láthatóvá válni, pontosan az Európai Unió bíróságának döntése alapján, és ezért annyira gyönyörű ez a döntés, mert nem arra kötelezi a román államot, hogy ismerje el a melegházasságot, hanem ismerje el a házassággal vagy a bejegyzett élettársi kapcsolattal járó jogköröket. Și din acest stava de cuce, deci se va forma un mare hiatus între decizia CJUE și situația legală în România, acest minunat hiatus, fiindcă va fi obligatoriu pentru România. Între persoanele de același sex, ci să recunoască drepturile acestor soți, acestor familii. Természetesen, hogy a román állam melegházasságot fogja választani, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot, az már szinte akár mellékes is, de azokat a jogokat, amik a külföldön kötött melegházassággal járnak, kötelező módon biztosítani kell Romániában is. Până la urmă e, de fapt, egal ce va alege statul român, dreptul la căsătorie a oamenilor gay sau parteneriatul civil, fiindcă el va fi obligat să recunoască drepturile acestor soți, care au încheiat căsnicia în afara României. Igen, ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy sajnos még mindig az van, hogy a külföldön melegházasság esetében van ez így. Din păcate, trebuie să subliniez că acesta se referă deocamdată doar la căsniciile care au fost încheiate în afara graniței României. És milyen fantasztikus, hogy Romániában élünk, mert mi mindig feltaláljuk magunkat, és hirtelen ekkor jön színre, hogy milyen jó, ha valaki kettős állampolgár. Și în situația aceasta,
foarte mult de ceea ce e definită ca căsnicia în Ungaria. Úgyhogy, kedves koalíció a családért és mindenki, aki annyira oda van a referendumért, én hamarosan házas leszek. Așa că, dragă coaliție pentru familie și toți care susțin ceea ce susține coaliția pentru familie, eu peste puțin timp voi fi măritată. Engedjetek meg, illetve engedjenek meg még egy utolsó gondolatot, üzenve innen a koalíció a családért, és mindenkinek, aki annyira támogatja ezt a referendumot. Biztos kétből tudom, illetve biztos információból tudom, hogy... De aici, din acest moment, lansez o... transmit coaliției pentru familie și tuturor celor care susțin referendumul Constituției pe această temă, hogy az Országos Diszkrimináció ellenes Tanács elnöke nekem azt mondta, egyébként az Országos Diszkrimináció ellenes Tanács végig benne volt a Hamilton Coman perben. Președintele CNCD-ului din România, de altfel CNCD-ul a fost pe tot parcursul procedurii legale legate de familia Coman Hamilton versus statul român, hogy az Európai Unió bíróságának ítéletével, amely kimondja, hogy a házastársak családtagnak minősülnek, mi megszervezhetjük Romániában a referendumot, csak hogy annak semmilyen, de semmilyen jogi következménye nem lesz. Fiindcă, conform deciziei CJUE, degeaba organizăm acest referendum, nu avea niciun efect, fiindcă decizia CJUE primează. Úgyhogy, ha meg is akarják szervezni Romániában a referendumot, oda se neki szervezzék. Mi tudjuk, hogy igazából nem fog erre a bizonyos mondatra módosulni az alkotmány. Pont amiatt, mert hogy az Európai Unió Bírósága ezt kerekperec, hát keresztül húzta. Köszönöm szépen! Așa că poate să organizeze referendumul și să și introducă această transformare în Constituție, să o facă după voia lor, fiindcă nu avea niciun efect, noi ne putem baza pe decizia CJUE. Köszönöm szépen! Mulțumim tare mult, Moni, și ne-am dorit să ne inviți pe toți la nuntă. Ba da!